Ai peste 50 de ani? Dacă răspunsul este da, atunci fii atent, deoarece corpul tău ar putea suferi în tăcere. Există trei greșeli care îți subminează sănătatea, îți fură energia, vitalitatea și claritatea mentală pe care o simți lipsind. Aceste greșeli îți afectează bunăstarea fără să-ți dai seama, dar vestea bună este că, prin ajustări practice, încă poți schimba lucrurile. Rămâi cu mine! deoarece astăzi vom explora trei greșeli care pot fi periculoase dacă ai peste 50 de ani. Greșala numărul 1. Deficiența de magneziu. Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru funcționarea corectă a corpului, fiind implicat în peste 300 de reacții biochimice esențiale, cum ar fi controlul tensiunii arteriale, funcția musculară, reglarea glucozei și sinteza proteinelor. După vârsta de 50 de ani, capacitatea corpului de a absorbi magneziu scade, iar semnele precum crampele, oboseala, insomnia și anxietatea devin evidente. Deficiența de magneziu este periculoasă, deoarece mulți oameni asociază lipsa de concentrare sau oboseala constantă cu procesul natural de îmbătrânire. Dar aceste simptome sunt adesea semne că organismul cere ajutor. Mai mult de 60% din persoanele de peste 50 de ani suferă de deficiență de magneziu. Aceasta poate apărea din cauza unei diete sărace în acest mineral, a consumului excesiv de medicamente sau a problemelor intestinale care afectează absorpția magneziului. Soluția este simplă. Câteva schimbări în alimentație, cum ar fi consumul de spanac, avocado, migdale și chiar ciocolată neagră, pot îmbunătăți semnificativ aportul de magneziu. În cazurile mai severe, suplimentele pot fi o soluție eficientă, dar trebuie ales tipul potrivit de magneziu, cum ar fi magneziul treonat pentru îmbunătățirea memoriei sau magneziul citrat pentru reglarea intestinală. Cu toate acestea, dacă ai probleme renale, este întotdeauna important să discuți cu medicul tău înainte de a începe orice suplimentare. Magneziul a fost asociat cu o incidență mai mică a bolilor cardiovasculare și chiar ajută la reducerea riscului de accident vascular cerebral. Un studiu din anul 2019 a arătat că pentru fiecare suplimentare zilnică de 100 de miligrame de magneziu, riscul de accident vascular cerebral scade cu 2%. Dacă vrei să te trezești fără acele crampe dureroase sau să recâștigi claritatea mentală pe care ai pierdut-o în timp, magneziul poate fi de ajutor. Greșeala numărul 2. Deficiența de vitamina D. Vitamina D face mult mai mult pentru corpul tău decât doar să ți întărească oasele. Este esențială pentru sistemul imunitar, sănătatea mentală și chiar pentru protecția inimii tale. Pe măsură ce trec anii, capacitatea ta de a absorbi vitamina D scade, mai ales dacă petreci mult timp în interior sau eviți expunerea la soare. Dacă ai observat că picioarele tale se simt obosite sau memoria nu mai este ceea ce a fost, acestea ar putea fi semne ale unei deficiențe de vitamina D. Doar 15 până la 20 de minute de expunere la soare pe zi pot face o mare diferență. În plus, față de lumina soarelui, îți poți crește aportul de vitamina D prin alimente precum peștele și ouăle. Dacă nivelurile tale rămân scăzute, suplimentarea devine esențială. Când îți ajustezi nivelurile de vitamina D, energia ta revine, imunitatea se întărește și chiar memoria ta se îmbunătățește. Aceste mici ajustări aduc schimbări semnificative, restabilindu-ți bunăstarea și energia. Greșala numărul 3. Deficiența de vitamina B12. Această greșeală tăcută îți poate fura energia, îți poate afecta memoria și chiar poate cauza probleme pe care nu le-ai imaginat. Vitamina B12 este absolut esențială pentru funcționarea corectă a sistemului nervos, pentru producerea de globule roșii și chiar pentru a-ți menține mintea ascuțită. Pe măsură ce îmbătrânești, corpul tău își pierde capacitatea de a absorbi eficient această vitamină. Imaginează-ți să te trezești dimineața cu energie, gata să te bucuri de zi, fără acea oboseală extremă sau picioare grele, recâștigând claritatea mentală și concentrându-te pe sarcinile zilnice. Acesta este efectul vitaminei B12. După vârsta de 50 de ani, producția de acid gastric, esențială pentru absorpția B12, scade. În plus, medicamentele folosite de persoanele cu diabet sau medicamentele pentru reflux pot afecta și mai mult absorpția acestei vitamine. Ce poți face pentru a te asigura că nivelurile tale de B12 sunt adecvate? Există soluții simple. Poți consuma alimente bogate în B12, cum ar fi carnea slabă, peștele, ouăle și lactatele. Pentru persoanele cu probleme de absorție sau cele care urmează diete vegetariene, alimentele singure nu sunt suficiente. În aceste cazuri, suplimentarea cu B12 este esențială. Pentru cei cu probleme severe de absorție, cum ar fi persoanele care au suferit intervenții chirurgicale intestinale sau care au afecțiuni digestive grave, Injecțiile cu B12 pot fi singura modalitate eficientă de a absorbi vitamina. Cu doza corectă de vitamina B12, îți poți recâștiga energia, îți poți proteja creierul și poți evita simptomele supărătoare, cum ar fi oboseala extremă și lipsa de concentrare. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canal. Ne vedem data viitoare!